Dintr-o clădire dărăpânată, în care nu se investise nimic de aproape un secol, Centrul de Asistență Medico-Socială pentru Bătrâni din Mogoșești, comuna Adunații Copăceni, a devenit o unitate de referință pentru întreaga regiune Sud-Muntenia. Reabilitarea completă a centrului s-a făcut cu finanțare europeană, ca parte a programului de îmbunătățire a infrastructurii sociale. Reabilitat începând de la infrastructură până la mobilier și servicii interne, centrul de la Mogoșești poate găzdui până la 55 de persoane cu nevoi speciale, persoane care se vor afla în îngrijirea numai puțin de 57 de salariați, care oferă toată gama de servicii, de la cele de tip medical până la cele de asistare și asigurări servicii. Derularea proiectului de consolidare și modernizare s-a derulat pe o perioadă de 29 de luni și a costat aproximativ 2 milioane de euro. Durata proiectului a fost de 29 de luni, respectiv 29.07.2011 până la sfârșitul anului acesta, 2013. Obiectivul general îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii sociale din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială, cu un impact direct asupra creșterii calității serviciilor de îngrijire acordate persoanelor cu probleme din județul Giurgiu. Beneficiarii direcției proiectului sunt cele 55 de persoane asistate din cadrul Centrului de Asistență, 57 de angajați care vor beneficia de condiții mai bune de muncă. Avem și beneficiari indirecți, familiile persoanelor asistate, autoritățile administrației publice din cele 7 județe ale regiunii și întreaga populație din regiunea Sud-Muntenia. Principalele activități ale proiectului au fost startul implementării, organizarea și derularea procedurilor de achiziție publică de lucrări, de bunuri și servicii, derularea contractelor de lucrări, dirigenție de șantier, auditul proiectului, promovarea proiectului și monitorizare și raportare. În cadrul proiectului au fost achiziționate și dotări specifice centrului, aparatură medicală, electrocardiograf și oscilometru, calculatoare cu multifuncțională și soft, mobilier pentru camerele de cazare, pentru personalul administrativ birouri, pentru bucătărie au fost achiziționate dulapuri pentru depozitare veselă și alimente, mese și scaune pentru sala de mese, plită electrică pentru bucătărie, mașini de spălat la spălătorie, calandru și dotări PSI, veselă și tacâmuri. Totul pentru ca să fie funcțional. Da. Lucrările de reabilitare au constat în repararea parțială a acoperișului, reabilitarea termică a clădirii, executarea de lucrări de recompartimentare în corpurile respective, reabilitarea instalațiilor sanitare, electrice, termice, înlocuirea tâmplăriilor din lemn cu tâmplărie PVC, reabilitare pardosele, a fost pus în covor PVC antistatic. Au fost placări cu faianță și gresie în corpurile sanitare, în bucătărie, în spălătorie. Au fost executate finisaje interioare și exterioare, respectând prevederile normelor în cazul monumentelor. Nu am putut să intervenim foarte mult. Și cam astea au fost lucrările care au fost executate. S-a montat și o centrală termică, s-a reabilitat rețeaua de apă, rețeaua de canalizare, s-a realizat o împrejmuire, s-au executat lucrări pentru protecția mediului și au fost executate rampe de acces pentru persoanele cu handicap.